23-a, dă semnele cele mai bune. Nu-mi dau seama dacă se vor bate toate recordurile așa cum ne-am obișnuit la ultimele ediții, cel puțin statistice. Atmosfera se repetă, fluxul de vizitatori se repetă, privirile interesate ale celor din ale vizitatorilor către standuri, către noutăți, către și de asemenea privirile satisfăcute ale expozanților, toate astea se repetă și se repetă în sensul bun al lucrurilor, pentru că iată, avem toate premizele pentru încă o ediție de succes. Suntem în a doua zi de târg. Văd deja mulți oameni cu compasul și busola în mână, căutându-i drumul prin labirint. Cu siguranță, dacă nu vor găsi Minotaurul, vor găsi o ieșire prin zid. Și lumea care li se deschide e o lume promițătoare. Pe piața editorială, așa că cred că își găsește foarte ușor poziția printre celelalte edituri. În același timp ne ocupăm cu vocile, cu punerea celor voci vechi în circulația actuală. De aceea cărțile noastre sunt practic audiobook-uri, sunt cărți cu CD sau doar CD-uri, cu toate marile voci care încearcă să-și găsească locul pe piața editorială de astăzi. Care a crescut extraordinar de frumos, s-a stabilizat la un nivel spectaculos și care vine și acum în plină toamnă, spre final de toamnă românească, socială, politică, acum chiar în prag de alegeri, târg de carte în primul rând educațională, dar e un târg generalist, predomină literatura, științele socio-umane, cărțile pentru școală, cărți, carte pentru toți.